când am văzut această inscripție, am considerat un mesaj venit din trecut, pentru că aproape că am fost teleghidat, nu mi-am propus să merg la stânca respectivă, mă plimbam și în clipa în care am văzut-o, ca un magnet, m-am dus direct la... Așa cum aș fi fost manipulat într-un fel. Și cu atât mai mult cu cât nu mă feresc să spun, cu ceva ani în urmă am simțit o mare suferință prin faptul că s-au înstrăinat terenuri care aparțineau caransebeșenilor. Strămoșii mei, străbunici, au făcut parte din comunitatea de avere, care se știe ce a însemnat comunitatea de avere în trecut și ce înseamnă astăzi aceste terenuri și faptul că se înstrăinează fără niciun pic de conștiință, trebuie să atragă atenția oamenilor care încă mai cred în valori, în identitate și în istorie. Și atunci, cumva, toată această, eu știu, speranța mea că într-o zi se vor rezolva aceste aspecte s-a legat de acest însemn. Este foarte greu să se traducă ce scrie acolo, dar poate că în timp, cu răbdare, implicând mai multe compartimente, vom reuși să ne apropiem de descifrarea acestor însemne. Pe de altă parte, când am văzut această inscripție, mi-am amintit de inscripțiile în sanscrită, pe care le-am văzut în deplasările mele în Nepal, în Tibet. Fiecare piatră avea câte o inscripție de genul acesta și inscripții cu tentă religioasă, erau rugăciuni, erau încercările acelor oameni din trecut să transmită peste viacuri niște mesaje. Această inscripție este o inscripție care vorbește despre lumea de apoi. Din literele care au fost studiate, este o inscripție funerară, scrisă probabil în secolul I înainte de Hristos. Literele care se văd sub zona cercului sunt scrise mai târziu, ele aparțin altor populații care au trecut în zonă, este vorba de câteva rune care au fost adăugate la textul inițial al inscripției, iar această inscripție se află pe un complex, putem să-i spunem, bine lucrat și bine organizat. Avem de-a face cu o intrare magistrală, tăiată de om, sub forma unei alei care de la poale urcă spre această stâncă. În interior, datorită faptului că stâncile, mare parte dintre ele, s-au prăbușit, avea o sală mare, centrală, sub forma o peșteră, nu putem să-i spunem, o sală mare. Intrarea se făcea în două zone, prin acel acces triunfal, spun triunfal pentru că este o cale deosebit de frumoasă, tăiată de mâna omului și dă impresia unei zone sacre. Începând din acest moment, din momentul când am descoperit, am făcut toate demersurile la Ministerul Culturii ca respectiva zonă să fie cuprinsă în patrimoniu. Ea, la ora actuală, face parte pe și este, am reușit să îl integrăm pe lista monumentelor istorice. În primul rând, vrem să o protejăm, iar din primăvară vrem să începem cercetările sistematice cu americanii, cu Universitatea din Cluj, așa încât să putem ca acest obiectiv să reprezinte un obiectiv turistic de marcă în Banatul de Munte. Este pentru prima dată în zona Banatului Montan, a munților Țarcului, când avem de-a face cu asemenea însemne. Un speleolog a semnalat descoperirea unui dinte de mamut. Erau semnale că în apropiere ar exista unele așezări de vremea Paleoliticului. Prima dată, pentru prima dată când este semnalată existența mamuților în zona Caransebeșului. Și nu este numai un simplu exemplu, speleologul care face parte dintr-o asociație profesionistă de speleologi din Timișoara
a dus acest dinte de mamut primarului, care la rândul lui dimineața, în momentul în care a fost semnalat, ne-a semnalat descoperirea acestui important element deosebit de important. Mamuții reprezintă în zonele în care au fost descoperit atracții turistice deosebite. Există parcul mamuților în apropiere de noi la în Hunedoara. Există parcul mamuților la Viminaciu, în apropiere de în Serbia, unde sunt amenajate expoziții cu asemenea descoperiri. Mamuții au trăit, deci reprezintă printre ultimele mari mamifere care au intrat în contact cu omul. Da, da, ceva de genul ăsta. Deci nu, mai multe nu, băgăm. Uite-te ce intrare magistrală. Băi, urmă la toată ceva... Da, asta poți să-mi trimiți pe mail și mie, da? Îți dau. Ca să nu filmezi televizorul. Corect.